Se apropie data de 27 mai, mai sunt încă vreo 2-3 luni și ca de obicei l-avem invitat pe domnul Cornel Grama, consultant fiscal, care o să ne explice cum se completează în mai multe situații. Salutare, domnule Grama! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Da, așa e, mai e puțin și vine termenul ăsta de mai, 27 mai, mă rog, era 25 mai, dar fiind zi nelucrătoare, se prelungește până în prima zi nelucrătoare. Deci 27 mai, termen de declarare și plată. Da? Deci declarăm, dar și plătim. E termenul limită pentru anul 2023, da? Când se închide anul 2023. Și estimăm anul 2024, evident. Acum să vedem puțin niște probleme de ordin general, ce a intervenit față de anul trecut la declarația unică. Sunt unele modificări majore în ceea ce privește veniturile din activități independente, în special, dar și în cazul cedare folosinței bunurilor, adică chiriile. Da? Și să începem atunci, că avem multe de zis. Anul că s-au schimbat, dar cred că mare parte dintre ele, cred că trebuie totuși să precizăm, vor fi pe partea de completare la zona de estimări, că momentan se plătește pentru anul 2023, veniturile de pentru Da, 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 2023. exact, da, pe partea de estimări și chiar sunt, care sunt și chiar finale în cazul chiriilor, de exemplu, la chiriile în lei, da? Bun. Începem atunci. Mai puțin, dăm aici un share screen. Așa, share. Așa. Da, deci avem declarația unică, da? Se numește pompos privind impozit pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ea are două capitole, deci așa e organizată declarația. Are capitolul 1 referitor la anul 2023, da? Care privește impozitele și contribuțiile aferente anului 2023 și capitolul 2 pentru anul 2024, unde se estimează sau se declară chiar și impozitul final în cazul chiriilor în lei sau la normele de venit, care sunt finale. Deci, așa cum am zis, structura declarației, așa cum o descărcăm de pe site-ul ANAF, are două capitole, capitolul 1 2023 și capitolul 2 2024. Termenul de depunere este 27 mai, așa cum am zis, este termen de depunere și plată, da? Sau 30 de zile de data producerii evenimentului, dacă se începe o activitate în cursul anului. Cum se depune declarația unică? Ca și în anii trecuți, prin spațiu privat virtual, sau pe site-ul e-guvernare cu semnătură electronică calificată. Acum toată lumea trebuie să-și ia semnătură electronică, le trebuie și pentru e-factura. Sau pentru cei care nu au aceste posibilități, se poate și în format electric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire. Da? Deci nu e obligatoriu să ai SPV sau semnătură electronică. Încă se acceptă prin poștă cu confirmare de primire sau direct la ghișeul ANAF. Rectificarea declarației. Odată ce am întocmit o declarație, o putem rectifica ori de câte ori informațiile actuale nu corespund cu declarația inițială. Rectificarea se face prin bifarea căsuțelor X de la capitolul 1, capitolul 2 de la rectificativă. Dacă vrem să rectificăm ambele capitole, bifăm și la capitolul 1 și la capitolul 2, deci avem de rectificat ceva și la 2023 și la 2024. Dacă rectificăm doar la capitolul 1, atunci la capitolul 2 nu mai scriem absolut nimic. Deci lăsăm blank, da? Gol. Nu completăm nimic. Se completează informațiile prevăzute rectificării, dar și cele care nu diferă față de declarația inițială. Deci nu completăm numai ce se modifică. Completăm tot ce se modifică plus ce era inițial. Și începem atunci la secțiunea I1, de la capitolul 1 pentru anul 2023. Aici, cei care au activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Ei completează aici la secțiunea I1. Și cum completăm? Avem aici, bifăm la secțiunea I1 a activități independente, sistem real, individual, în cazul acesta, completăm codul CAEN, adresa sediului, numărul documentului de autorizare al activității respective și data eliberării acestuia. Data începerii sau data încetării activității se completează doar dacă au loc în anul 2023. Dacă nu au loc în anul 2023, alea se lasă libere, așa cum am lăsat și eu aici. Apoi completăm venitul brut,
am luat aici 100.000, cheltuielile deductibile conform contabilității, da, 40.000, venitul net 60.000, putem scădea niște pierderi din anii precedenți, încă ne mai lasă, așa, de 10.000 să zicem din anii precedenți, de 50.000 este un venit net impozabil, dar acesta nu este final pentru că se regularizează încă prin eventuala scădere a CAS-ului sau a casei de marcat. Anul 2023 este ultimul an pentru care se mai poate scădea costul casei de marcat din impozit. Și regularizarea aceasta are loc la secțiunea I4 din declarația unică. Așa cum vedem aici, la I4 avem cei 50.000 preluați de la pagina anterioară, CAS datorat, este la 12 salarii, aici ne aflăm cu 50.000 de lei, 12 salarii, la salariul minim la 2023 este 3.000 de lei. Da? Deci 12 salarii, 36.000 de lei. Deci la 36.000, CAS 25% e 9.000 de lei. Deci cei 9.000 de lei pot să-i scad din 50.000, rămân cu 41.000. Aici aplicăm 10% impozit, 4.100 de lei, și din care pot scădea costul de achiziție al caselor de marcat fiscale. Și rămân cu 2.600 de lei impozitul final de plată la 27 mai 2024. Da. Deci ăsta e impozitul. Ultimul an în care putem redirecționa până la 3,5% din impozitul datorat este 2023. Începând cu anul 2024 nu se mai poate redirecționa acest impozit. Și se redirecționează la secțiunea I7 ca și în anii precedenți. Completăm dacă avem un ONG sau o bursă privată, procentul până la 3,5, deci acolo poate fi și 1 și 2 și așa mai, dar maxim 3,5, datele ONG-ului, contul bancar cuiu, suma nu trebuie trecută dacă nu o știm, pentru că ANAF-ul o să redirecționeze în funcție de impozitul pe care o să-l stabilim în declarația aceasta. Deci reținem că anul acesta e ultimul an în care se poate redirecționa impozitul, de la anul nu se mai poate redirecționa. Bun, la secțiunea I1-1, cine mai declară? Cei care au drepturi de autor, cu excepția celor care se reține la sursă, drepturile de autor. Da? Cum completăm? Bifăm următoarea secțiune unde avem drepturi de proprietate intelectuală, în mod individual. Aici am luat numărul documentului și data începerii activității, am pus 12 septembrie 2023 ca să vedeți că la data începerii activității a trebuit să completez și aici data 12.09.2023 pentru că are loc în anul 2023. Dacă n-ar fi avut loc în anul 2023, lăsam libere acele câmpuri cu data începerii și data încetării. Aici este vorba de un drepturi de autor la sistem real. De aia am și bifat sistem real, pentru că drepturile de autor pot fi și cu cote forfetare de cheltuieli. Știm că li se acordă o cotă forfetară de 40% din venitul brut. În cazul sistemului real, am venitul brut, pot să-mi scad cheltuielile deductibile, ca și la activități independente. Am venit un net, tot așa pot să-mi reportez pierderea din anii trecuți, 10.000 de lei să zicem. Am venit un net 50.000, tot așa nu este final pentru că și aici pot să-mi scadă contribuția de asigurări sociale. La secțiunea I4, da? Deci aceeași cotă de 25% din 12 salarii, 9.000 de lei, cu mențiunea că acest CAS nu-l datorez dacă sunt și cumva și salariat. Dacă sunt salariat, sunt scutit de contribuții la CAS și nici CASS. Da? Asta o să reluăm și mai încolo. Și rămâne la fel, exact la fel, pot să scad și costul de achiziție al caselor demarcate de conce fiscale și rămân cu impozitul final de 2600 de lei. Dacă am cote forfetare de cheltuiel, atunci nu bifez sistem real, o să bifez cote forfetare de cheltuiel, cum se vede aici la secțiunea I11A2. Și automat programul, când trec venitul brut, o să-mi calculeze el 40%, pune el acolo 40.000 și venitul este final de data aceasta, 60.000 și impozitul la fel. 6.000, aici nu mai avem regularizare, aici ai 6.000 impozit final, 10%. Cine mai declară la secțiunea aceasta pentru anul 2023? Cei care au venituri din cedarea folosinței bunurilor, chiriile, da? Chiriile
calificate în categoria din ca și activități independente. Și aici menționez că este ultimul an în care se poate opta pentru chiria în sistem real. Da? Din 2024 nu mai avem chiria în sistem real, o să vedem, o să se introduce din nou o cotă forfetară de cheltuieli de 20%. Sau dacă avem cedarea folosinței bunurilor în scop turistic, pentru care venitul net se determină în sistem real, sau venitul de cedarea folosinței bunurilor altele decât cele de la litera A și B. Și acum să vedem în cazul în care chiria se determină în sistem real, da, pe bază datelor din contabilitate, deja am venituri, pot să-mi scad cheltuielile deductibile, exact ca la activități independente. Bifăm la punctul 4, cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria veniturilor din activități independente, în sistem real, aici adresa imobilului respectiv, unde avem chiria, numărul contractului și data încheierii acestuia. Da? Tot și aici am ales 7 martie 2023, completăm și la data începerii activității, 7 martie 2023, sau când are loc începerea activității, adică efectiv chiria. Și completăm, ca și la activități independente. Venitul brut 100.000, cheltuielile deductibile, să zicem, 80.000 de lei, venitul net 20.000, impozit final 10%, 2.000 de lei. Da? Deci asta e impozitul final. Dacă avem chirie care nu se determină în sistem real, deci prin venitul brut, venitul net, pentru că în 2023 nu avem cotă forfetară de cheltuieli, deci bifăm tot așa la punctul 3, cedarea folosinței bunurilor altele decât cele de la 4 și 5, da? Deci de la punctul 3, înainte eram la activități independente. Observăm că nu mă lasă să aleg nici sistem real, nici cote forfetare de cheltuieli, pentru că în 2023 venitul brut egal cu venitul net, venitul impozabil. Da? Deci, practic, dacă am 100.000 de lei din chirie, menționez că asta e chiria în valută. Chiria în lei nu se declară în anul 2023 aici, pe această declarație. Chiria în lei s-a declarat anul trecut pe formularul anterior. Acum aici doar cei care au avut chirie în valută și regularizează cursul valutar la cursul mediu BNR din anul 2023. Deci avem 100.000 de lei, practic aici impozitul final e 10%, 10.000. Deci aici nu mai avem cheltuieli, nici forfetare, nici nimic. Din anul 2024 se schimbă situația, așa cum am zis, avem niște cheltuieli forfetare de 20% acordate. Bun. La secțiunea I1, cine mai completează? Cei care au câștiguri sau pierderi din transferul titlurilor de valoare, ce înseamnă asta? Vânzări de acțiuni, de părți sociale, altele decât cele obținute prin entitățile de la articolul respectiv din codul fiscal, care sunt astea? Cei care nu au obținut câștig la bursă de la brokerii din România. Pentru că cei care câștigă de la bursă din brokerii din România în anul 2023, ei nu plătesc impozit. Bine, plătesc impozit, dar impozitul li se reține la sursă de către broker în procent de 1% dacă au titluri de valoare deținute pe o perioadă mai mare de un an, sau 3% dacă le dețin pe o perioadă mai mică de un an. Da? Deci, practic, Bine, trebuie acesta totuși este. precizat, trebuie totuși precizat că ei trebuie totuși să depună declarația unică dacă au venituri mult mai mari de exemplu de dividende și Da, atunci vor depune la sigur șase că da, salarii. sigur. Acum am vorbit numai Cel doar puțin de șase, că impozit. acum e și acolo pe A, pe Exact, acolo. exact. Asta e doar la impozit, da? Exact, da. Și vedem cum completăm. Bifăm aici la secțiunea I11A, punctul 9, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții. Trecem doar câștigul, da, 100 de mii. Desigur că putem să scădem niște pierderi din anii precedenți, eventual dacă avem, și rămâne câștigul 80 de mii, și aici impozitul este 8.000 de lei. Da? Deci acesta totuși trebuie ținut cont de această sumă când calculăm plafoanele la CSS. Da? O să vedem mai încolo. Aici doar legat de impozit. Cine mai completează aici în anul 2023, secțiunea I1.1? Cei care obțin venituri din alte surse, de exemplu, cei care au câștiguri din transfer de monedă virtuală, criptomonedă, da? Cei care au
câștigul din criptomonedă, ei tot așa plătesc 10% la câștig, bifează la punctul 10, alte surse definite conform articolul 114 din codul fiscal. La următoarea secțiune trebuie să bifeze 10.3, de exemplu, în cazul monedei virtuale, criptomonedă. Trec la punctul 6, câștigul, 50.000, și impozitul este 10%, 5.000 de lei. Câștigul nu este impozabil dacă este mai mic de 200 de lei, dar nu mai mult de 600 de lei într-un an, în anul 2023, de exemplu. Da? Deci câștigul sub 200 de lei nu se impozitează. Bun, aici la secțiunea I113, tot la capitolul 1 pentru anul 2023, mai completează cei care au obținut venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuită proprietate personală, cuprins între una și cinci camere, care se determină veniturile pe baza unor norme de venit, stabilite de către ANAF prin niște tabele care sunt puse pe site. O să vedem. Ce înseamnă închirierea în scop turistic de către proprietarea camerelor? Înseamnă reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minim 24 de ore și maxim 30 de zile într-un an calendaristic. Da? Dacă depășesc aceste valori, deja se consideră că este cederea folosinței bunurilor, chirie, nu-i mai în scop turistic. Da? Deci, practic, omul și-a închiriat locuința. Și avem acest tabel care unde se stabilesc normele de venit la închirierile astea și sunt în funcție de dacă sunt stațiuni turistice de interes național, dacă sunt stațiuni balneare, dacă sunt în Delta Dunării, dacă sunt pe litoralul Mării Negre și se stabilește pe cameră. Da? Dacă sunt alte localități, în afară de cele din delta, de pe litoral, de ce, 11.000 de lei pe cameră. Aceasta este norma de venit pentru anul 2023 și am văzut că se păstrează și pentru anul 2024. Deci 11.000 de lei pe cameră pe an. Și, de exemplu, dacă avem 8 camere, să zicem, chiar dacă am depășit 5 camere, da? Eu nu am obligația încă să trec la sistem real, pentru că se continuă în anul 2023, tot cu norma aceasta de venit. Deci 8 camere, 88.000 de lei venitul anual, impozitul anual 8.800 de lei, 10%. Asta e impozitul final. Deci ei au obligația să declare acum veniturile, norma de venit. Bun. Avem secțiunea pentru cei care au veniturile realizate din străinătate, la secțiunea I2. Ce venituri din străinătate se declară? Păi din activități independente, din drepturi de autor, din cederea folosinței bunurilor, din activități agricole, din dividende, din dobânzi, din premii, jocuri de noroc, câștigurile de la bursă. Da? Deci toate, dacă sunt provenite din străinătate, se declară la secțiunea I2. Cum declarăm? În primul rând trebuie să alegem țara provenienței venitului, da? În acest caz am ales Andorra. Aici am ales că sunt venituri din dividende, da? Bifăm secțiunea 13, dar avem și premii, și pensii, și dobânzi, și o grămadă pe aici. Bifăm aici metoda creditului fiscal, dacă mi s-a reținut în impozit în țara respectivă, pentru care noi aici beneficiem de o deducere, deci practic din impozitul datorat în România, scădem ceea ce ni s-a reținut în străinătate, în baza Convenției de Evitare a Dublei Impuneri cu statul respectiv, dacă există, evident. Și atunci noi plătim numai doar diferența. Trebuie să avem dovada că ni s-a reținut acest impozit în străinătate, dar nu trebuie să atașăm la declarația unică nimic. Trebuie doar în caz de un control să avem aceste documente justificative. Sau metoda scutirii, dacă știm că este un impozit, un venit scutit în baza Convenției de Evitare a Dublei Impuneri. De regulă sunt cele cu credit fiscal, cei care ne rețin la sursă acolo în străinătate, de exemplu la dividende. Da? Și aici am ales dividende 50.000 de lei. La noi cota este de 8%, da? Deci ar fi 4.000 de lei. În străinătate, să zicem că ni s-a reținut 1.000 de lei. Practic, atunci diferența de plată în România mai rămâne 3.000 de lei. Da? Deci așa se procedează în cazul veniturilor din străinătate. Acum, în ceea privește CEASE-ul pentru anul 2023. Cine bifează la CEASE la secțiunea I3.1 pentru anul 2023? Că nu toată lumea trebuie să bifeze acolo. Cei care au estimat anul trecut sub 12 salarii, da?
și anul acesta are peste 12 salarii venituri, da? Dar din activități independente și drepturi de autor. Deci nu alte, nu dividende, nu chirii, nu bursă, nu cripto, nu nimic. Deci doar activități independente și drepturi de autor. Doar aceștia bifează dacă au estimat anul trecut sub plafonul de 12 salarii și acum au peste 12 salarii. Da? Sunt niște categorii care nu datorează CAS. Cine sunt aceștia? Cei care au estimat anul trecut peste 12 salarii și în realitate au sub 12 salarii acum, când trag linie, ca să zic așa. Da? Aceștia nu datorează contribuția astea, dar dacă cumva au plătit-o, da? Deci ei fac excepție, dacă au plătit-o, atunci nu li se restituie, dar se ține cont la pensie, da? De suma respectivă pe care au plătit-o. Cine nu mai datorează? Cei care sunt asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale. Cine sunt ăștia? Avocații, notarii, ei contribuie la casa lor de asigurări, da? Sau dacă sunt pensionari. Deci pensionarii, dacă obțin venituri din activități independente, nu datorează CAS. Sau cei care au drepturi de autor și sunt salariați. Nici aceștia nu datorează CAS, așa cum am zis. Sau un caz în care, potrivit legislației europene, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România. Da? Bun. Mergem mai departe. Și atunci la CAS, dacă am avea activități independente, să zicem, și am peste 12 salarii, trebuie să văd în care plafon mă încadrez, între 12 și 24 sau peste 24. Dacă mă încadrez între 12 și 24, bifez căsuța prima căsuță. Și plafonul, așa cum am zis, salariul minim 3.000 de lei la anul 2023, la 2024, salariul minim 3.300 de lei. Da? Deci reținem sumele astea. Deci la 3.000 de lei, plafonul de 12 salarii, 36.000 de lei, cota de CAS 25%. Deci la 50.000 de lei, să zicem, am baza de calcul la 12 salarii, 36.000, deci avem 9.000 de lei CAS-ul datorat. Dacă eram peste 24 de salarii, bifam căsuța cealaltă și la punctul 2, acolo la baza anuală de calcul, puneam 72.000 de lei și suma era dublu, 18.000. Da? În ceea ce privește CAS-ul. În ceea ce privește CASS-ul, cine bifează la I3-2 acum pentru anul 2023? Cei care anul trecut au estimat sub plafonul de 6 salarii și în realitate au acum peste plafon. Da? Deci doar aceștia. Dacă au estimat anul trecut 6 salarii și acum au tot 6 salarii, nu mai bifează. Dar dacă au estimat 6 salarii și acum au peste 12, deci li se schimbă plafonul, atunci ei trebuie să bifeze și să completeze nou plafon la care au realizat veniturile efective în anul 2023. Și aici avem niște categorii care nu datorează CASS. Cine sunt ăștia? Sunt niște persoane fizice exceptate de la plata contribuției, da? Ele sunt în codul fiscal articolul 154, elevi, studenți și așa mai departe, acolo sunt mai multe categorii înșirate. Cei care, conform acordurilor internaționale, nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în România și dacă, de exemplu, au estimat anul trecut peste 6 salarii, acum au sub 6 salarii și nu au fost salariați în 2023, aceștia datorează totuși contribuția de asigurări de sănătate la 6 salarii, pentru că el, din momentul în care anul trecut a depus declarația unică, deja a beneficiat de asigurări de sănătate, deci practic avea asigurări, și atunci, chiar dacă acum venitul este sub acest plafon, el totuși datorează această contribuție și trebuie să o bifeze acum în această declarație. O să vedem imediat cum. Și atunci avem secțiunea I3-2 și aici avem de trei căsuțe pentru că avem trei praguri, trei plafoane, de 6, 12, 24 de salarii. Și trebuie să văd acum în care prag mă aflu cu venitul meu realizat. Veniturile realizate din activități independente, drepturi de autor, chirii, investiții, aici intră bursă, dividende, dobânzi, cripto, deci nu, cripto intră la alte surse, la punctul 1.7. Deci toate astea trebuie adunate și văzut. Mă încadrez de la 6 la 12 salarii, la 12 la 24, sau peste 24. În acest caz, la 50.000 de lei, mă încadrez la plafonul de 12,
De la 12 la 24, pentru că de la 36.000 la 72.000 sunt plafoanele astea. Atunci, cu 50.000 sunt acolo în intervalul acesta și la 2, baza de calcule, 36.000, deci 3.600 de lei este contribuția la CASE, 10%. Asta în ceea ce privește CASS-ul. Pentru anul 2023, reținem că la 2024 este altă metodă. Acum, pentru anul 2024, am terminat cu capitolul 1, mergem la capitolul 2, unde vine anul 2024, unde se estimează veniturile din activități independente, avem drepturile de autor, dacă avem sistem real sau cote forfetare de cheltuieli, dacă nu avem reținere la sursă, evident, da? Sau dacă avem cederea folosinței bunurilor, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, vedeți că din acest an, din 2024, s-a introdus cotă forfetare de cheltuieli de 20%, cu mențiunea că doar acele chirii care sunt cu chiriași persoane fizice. Dacă sunt chiriași persoane juridice sau PFA-uri sau așa, deci entități care își conduc contabilitatea proprie, așa cum știm, impozitul din acest an, în 2024, se reține la sursă de către aceste entități și persoana fizică, proprietară, nu mai plătește impozitul efectiv prin declarația unică, ci doar ține cont de veniturile realizate la plafonul de CASS pentru anul 2024. Da? Deci ei, practic, dacă au doar chiriași firme, nu mai trebuie să depună declarație unică și dacă au veniturile sub plafonul de 6 salarii. Da? Nici nu mai pune declarația unică deloc. Bun, și aici avem primul caz, activități independente. Da? Estimăm pentru anul 2024, în sistem real, individual. Da? Și aici punem venitul brut, 100.000. Cheltuieli deductibile 60.000, venitul net 40.000, impozit estimat 4.000 de lei. Bun. Asta în ceea ce privește impozitul. Dacă avem drepturi de autor, bifăm dreptul de proprietate intelectuală, cote forfetare de cheltuieli, să zicem că aici avem 40%, automat programul calculează 40% la cheltuieli deductibile și rămâne impozitul final de 3.000 de lei. În cazul în care avem chirii, da? Chiriile pentru anul 2024. Că avem chirie în lei sau chirie în valută, acum le declarăm pentru că avem secțiuni separate, pentru chirie în lei și pentru chirie în valută. Repet, din nou, doar dacă chiriașii sunt persoane fizice, doar în aceste cazuri se declară. Dacă sunt firme sau persoane fizice autorizate, deci entități care își conduc contabilitatea proprie, impozitul se reține la sursă. Cine nu completează acum la asta, cei care au arendă cu impozitul reținut la sursă, deci ei nu, că au impozitul reținut la sursă, evident, dar țin cont pentru plata CASS la plafon, sau cei care închiriază în scop turistic camerele situate în locuințe proprietate personală, am văzut că nu se declară în estimare, ci doar anul viitor când se pune cealaltă declarație, când se regularizează anul 2024, ei atunci declară acest venit care e la norma de venit respectivă pe site-ul ANAF. Dacă avem bunuri deținute în comun, contribuabilul completează subsecțiunea corespunzătoare cotei care revine din proprietate, da? Dacă sunt în comun. Dar dacă, de exemplu, sunt soț și soție, aceștia pot conveni printr-un act autentic la notar că doar unul din ei se ocupe de declararea și plata impozitelor și contribuțiilor și atunci nu trebuie să depună amândoi, doar unul singur. Da? Bun. Și acum să vedem cum completăm în cazul chiriei, da? În lei sau în valută. Avem cotă forfetară de cheltuieli, așa cum am zis, din anul 2024, 20%. Și bifăm cederea folosinței bunurilor la secțiunea 2, 2 roman. Deci 2 roman înseamnă că sunt la capitolul 2 pentru anul 2024. Dacă începe cu 1 roman, orice rubrică, sunt la capitolul 1 pentru anul 2023. Da, deci cu 2 roman bifez chirie în valută. Deci e obligatoriu aici să bifez ori chirie în valută, ori chirie în lei. De ce? Pentru că dacă nu, dacă, de exemplu, bifez aici chirie în lei, da?
Așa, acest impozit este final. Da? Deci eu nu mai declar anul viitor din nou chiria respectivă, pentru că aici se stabilește impozitul final în acest capitol. Dacă am bifată chirie în valută, aici completez la cursul valutar de la data precedentă depunerii declarației, da? Deci dacă o depun astăzi, cu data de ieri, da? Cursul valutar de atunci, și anul viitor ANAF o să știe că trebuie să mai devin cu o declarație prin care să regularizez cursul valutar în funcție de cursul mediu BNR al anului 2024, care se va ști doar la sfârșitul anului. Da? Bun, în cazul acesta avem chirie în valută, cote forfetare de cheltuieli, avem un venit de 50.000, automat programul calculează 20%, 10.000 de lei, 40.000, 4.000 de lei impozitul, da? Automat. Da? Cu mențiunea, din nou, repet, dacă acel chiriaș e persoană fizică, dacă e firmă, nu. Nu declarăm nici nimic. Urmează la tot la anul 2024, la capitolul 2, cei care au normă de venit la activități independente. Aceștia trebuie să țină cont de anumite aspecte la norma de venit. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul de desfășurare a activității, deci nu de la domiciliul persoanei respective, deci unde efectiv își desfășoară activitatea. De acolo se ia norma de venit de pe site-ul ANAF, de pe acel tabel, județ, localitate, acolo le găsește pe toate. Poate aplica anumiți coeficienți de corecție, da, care sunt și ei publicați la sfârșitul acelui tabel. Dacă, de exemplu, a fost angajați cu normă întreagă, au reducere la normă 50%, dacă anumită vârstă, au iarăși niște reduceri și așa mai departe. Și acolo sunt niște coeficienți de corecție prin care se ajustează norma respectivă. De asemenea, se ține cont de perioada când s-a început activitatea în timpul anului. Dacă a început la jumătatea anului, evident că norma va fi la jumătate. Se ia perioada până la sfârșitul anului, la calculul impozitului. În situația în care avem aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite, norma se calculează prin însumarea nivelului normelor de venit de la cele două locuri diferite. Da? Dacă avem mai multe activități, da? Venitul net și care sunt la normă, evident. Venitul net anual se efectuează prin însumarea normelor de venit. Că dacă avem o activitate la normă de venit și una la activități independente, toate o să treacă la activități independente. Deci nu se poate merge și normă și activitate independentă în sistem real. Ok, și atunci la secțiunea 2.1.2, da? Deci 2 roman, suntem la capitolul 2 anul 2024, bifăm individual, codul CAEN al activității din tabelul acela cu ANAF și din certificatul de matriculare la Registrul Comerțului, adresa locului de desfășurare a activității, nu adresa sediului, așa, numărul documentului, dacă începe în timpul anului, da, 1 mai 2024, trecem și la data începerii activității 1 mai 2024. Deci, practic, el aici, norma lui va fi pentru 9 luni. Da? Din mai până în decembrie mai are 9 luni de activitate. Am ales transport de taxiuri, de exemplu, codul se încadrează la normă de venit, pentru că unele coduri CAEN au fost scoase de la normă de venit, cum sunt cei care au activitățile astea de IT, aveau 6202, consultanță în tehnologia informației, acum nu se mai poate cu normă de venit, ci în sistem real. Trec aceștia în sistem real, deci nu cu normă de venit. Norma de venit anuală, 63.700, la norma ajustată potrivit legii. Aplicăm acei coeficienți de corecție de care am spus mai înainte, dacă, de exemplu, a fost angajat sau așa mai departe, dacă era salariat cu normă întreagă, acolo era jumătate, nu mai se reducea la 50%. Dacă nu trecem exact norma anuală, în schimb, la rândul 3, la venitul net anual, trecem efectiv perioada rămasă până la sfârșitul anului. Da? Pentru 9 luni de zile, cum calculăm? Aici e mai ușor că a început chiar din 1 mai. Dar dacă nu, se ia 365 de zile. Se ia norma anuală, se împarte la 365 și se mulțește cu numărul de zile rămase până la sfârșitul anului. Aici, de exemplu, avem 63.700, împărțim la 12 luni și ori 9, că sunt 9 luni până la sfârșitul anului și avem 42.467. La rândul 3.1 este tot 42.467, impozitul anual final 4.247. Deci acesta e impozitul anual la normă de venit pentru anul 2024.
Bun. La CAS, modificări mari nu sunt, în sensul că se păstrează, deci CAS se datorează doar la activități independente și la drepturi de autor, deci nu la chirii, nu la dobânzi, nu la bursă, nu la dividende, nu la, da? Deci numai activități independente, drepturi de autor, atât. Și cota este tot 25%, plafoanele sunt tot 12-24 de salarii, da? Deci dacă estimezi cumva peste 12 salarii, acum, în schimb, salariul minim este 3.300 de lei, da? Pentru că suntem pe anul 2024. Plafonul de la 36.000, observăm că a crescut la 39.600, da? Deci ăsta e plafonul la care calculăm CAS-ul. Și aplicăm 25%, de exemplu, și ne iese 9.900 de lei față de 9.000 cât era anul trecut. Deci doar cei care estimează peste 12 salarii bifează această căsuță 2-2-1. Cine nu completează CAS-ul, și aici avem excepțiile respective, dacă sunt asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale, dacă sunt pensionari, dacă au drepturi de autor și sunt și salariați în anul 2024, nu datorează CAS, sau cei care, potrivit legislației europene, nu datorează contribuții, nu datorează pensii în România, contribuții la pensii. Și completăm la secțiunea 221. Odată venitul, 40.000 să zicem, deci mă aflu peste 39.600, peste acel plafon de 12 salarii și automat trebuie să bifez una din căsuțele astea, A1, A2, A3, bineînțeles nu ne mă încadrez. La A1, da? Între 12 și 24 de salarii minim. Acolo bifez și am 39.600, ce datorat 9.900 de lei. Aici foarte important în anul 2024 față de anul 2023. Dacă o persoană fizică autorizată avea venituri activități independente, începea activitatea în timpul anului, în anul 2024, avea posibilitatea recalculării plafonului, deci practic dacă începea în octombrie. El practic avea octombrie, noiembrie, decembrie. Da? Deci el practic își recalcula plafonul acesta de 12 salarii la 3 luni. Da? Și plătea CAS numai pentru 3 luni, la plafonul de 3 luni. Da? Deci nu la 12 salarii, că la 3 salarii. E, acum s-a eliminat această posibilitate, nu se mai recalculează plafonul în cazul în care se începe în timpul anului. Se recalculează plafonul doar dacă în timpul anului se trece la o categorie exceptată. De exemplu, am activități independente și la un moment dat din august 2024 mă pensionez. Și atunci, din momentul ăla, eu nu mai datorez pensie pentru perioada din august până în decembrie și trebuie să-mi depun reclamație rectificativă și să-mi recalculez plafonul. Și atunci trebuie să bifez aici la secțiunea A3, obțin venituri peste plafonul minim recalculat. Da? Dacă sunt peste acel plafon recalculat. Dar reținem că dacă începem în timpul anului, că începem în decembrie și dacă am depășit 12 salarii, datorez contribuții de pensie. Da? Deci nu se mai recalculează plafonul la CAS. La CASS oricum nu se recalcula plafonul de câțiva ani. Deci acolo, dacă am depășit 6 salarii, plătesc. Dacă am depășit 12, plătesc mai mult, 24, așa. Dar vedem acum în 2024 altă mâncare de pește la activități independente. Deci la CASS, în anul 2024, cine bifează secțiunea 222? Cei care au venituri din activități independente sau activitate sportivă. Vedeți că nu mai zic de plafon aici. Deci cei care au activități independente trebuie să bifeze 2-2-2. Da? Totuși au un plafon maxim de 60 de salarii. O să vedem detalii imediat. Și cei care au venituri din alte categorii. Drepturi de autor, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, investiții, aici intră dividende, dobânzi, bursă, da? Venituri în alte surse, aici intră cripto și așa mai departe. Deci toate astea, de la litera A până la F, se adună toate așa într-o găleată, să zicem, și se compară cu plafoanele de 6, 12, 24 de salarii. Dacă am depășit 6 salarii, plătesc la 6 salarii. Dacă am depășit 12, plătesc la 12 salarii. Dacă am depășit 24, la 24. La activități independente, e separat, e altă găleată, o găleată mai mare, așa, cuprinzătoare. Să vedem. Deci la persoane fizice, la activități independente, CASS-ul se calculează la venitul net realizat, dar nu mai mult de 60 de salarii minime. Cât e aia? 198.000 de lei. 60 ori 3.300, 198.000 de lei, contribuție maximă 19.800 de lei. Deci atâta poate să plătească o persoană fizică autorizată în activități independente, profesie liberală, avocați, notare, deci intră aici toate activitățile independente în sistem
real sau la normă de venit. Dar normele de venit nu sunt așa mari de regulă și aici nu sunt așa mari probleme. CSS-ul nu se completează în următoarele situații. Dacă sunt persoane exceptate de la plata contribuției, tot așa sunt prevăzute la articolul 154, intră și salariații care au venituri din dreptul de autor, și cei care, potrivit legislației europene, nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în România. Deci au asigurare undeva în Uniunea Europeană, dar fac dovada că e valabilă și pe teritoriul României. Cum completăm la secțiunea 2.2.2? Observăm că în partea de sus avem CSS-ul pentru cei de la articolul 155 alineatul 1 litera B. Aici sunt persoane fizice autorizate, venituri de activități independente, profesii liberale, întreprinderi individuale, toate în sistem real sau la normă de venit, toate intră aici. Sub aceasta, da, următoarele căsuțe de la litera CH, deci acolo unde scrie CSS estimată pentru veniturile de la articolul 155 de la C până la H, sunt celelalte, din drepturi de autor, din chirii, din dobânzi, din dividende, din așa, cele care se cumulează toate și se compară cu plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii. La activități independente, observăm că dacă am estimat 40.000 de lei, aici am CSS automat 4.000 de lei, deci 10%. Acesta nu este un CSS final, pentru că asta e o estimare. La anul, dacă, de exemplu, ăstea 40.000 o să fie 100.000, deci practic am realizat în 2024 100.000, acolo o să fie la CSS datorat 10.000 de lei. Da? Sau dacă o să fie 198.000 de lei maxim, da? O să fie 19.800. Dar dacă o să fie 500.000 de lei, o să fie tot 90, acolo 198.000 de lei la baza de calcul a CSS. Deci ăla e plafonat acolo. Da? Deși unul care are 1.000.000 de lei venituri, ca un notar, un avocat, plătește tot la 198.000, tot 19.800 de lei maxim CSS, ca unul care are venit de 200.000 de lei, să zicem, și el are tot 19.800 de lei. Deci aici vedem că sunt avantajați cei care au veniturile foarte mari din activitățile astea independente, profesii liberale și așa mai departe. Bun, asta în ce privește CSS-ul, dar mai avem o modificare aici la persoane fizice autorizate, PFI, întreprinderi individuale, profesii libere. Care este asta? Deci odată că avem plafonul de 60 de salarii, deci acolo 198.000 de lei, bază de calcul, deci 19.800 de lei maxim, dar avem și un minim. Cum adică minim? Păi dacă, de exemplu, realizez sub plafonul de 6 salarii minime, ca persoane autorizate în această activități independente, de exemplu, am realizat 10.000 de lei. Da? Am CSS 10%, 1.000 de lei, dar nu rămân cu 1.000 de lei, că eu trebuie să datorez și o diferență de contribuție până la 6 salarii, deci până la 1.980 de lei, da? Atâta e la 6 salarii, deci mai pun din buzunar încă 980 de lei, dacă nu mă încadrez în niște excepții. Care sunt aceste excepții? Le vedem aici. Dacă am fost cumva salariat cu o bază de calcul de cel puțin 6 salarii minime în anul 2024, da? Pentru că am contribuit la CSS ca salariat. Sau dacă realizez alte venituri, cele de la litera C până la H, dacă am din chirii sau din dividende, bursă, din cripto, drepturi de autor, tot așa la o bază de calcul de 6 salarii minime. Dacă am una din aceste, sau dacă sunt o persoană exceptată de la plata CSS-ului, da? Deci dacă sunt în aceste categorii, rămân cu 1.000 de lei la CSS, deci la venitul net realizat. Dacă, în schimb, nu mă încadrez nici la nicio excepție de aici, pe lângă cei 1.000 de lei, eu anul viitor, când regularizez declarația asta, da, la capitolul 1 pentru anul 2024, care se depune anul viitor, da, în 2025, eu trebuie să mai bifez acolo încă 980 de lei, o să fie contribuția la sănătate la 6 salarii minime. Aici nu face excepție nici activitățile independente la care am pierdere. Da? Dacă am pierdere, dacă nu mă încadrez la excepțiile astea, deci n-am fost salariat, n-am avut dividende, n-am avut bursă, n-am avut 6 salarii, n-am știu ce, eu totuși trebuie să datorez 6 salarii minime. Dacă am zero venituri, la fel. Nu există nicio excepție în codul fiscal pentru aceste categorii. Dacă am pierdere sau dacă nu am venituri, efectiv, din activități independente. Da? Și de aia sfătuiesc pe toată lumea, dacă au activități independente în acest an, în 2024, să bifeze automat și CSS-ul, pentru că dacă nu bifează, să zicem că zice, n-am venituri, nu bifez CSS. E, nu bifez CSS,
Practic, tu la anul datorezi la 6 salarii, da? Deci o să trească să plătești, dar tu nu beneficiezi de asigurare de sănătate pentru că n-ai bifat acum CSS și n-ai intrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Că asigurarea de sănătate se face în baza acestei declarații unice pe care noi o bifăm acum la CSS. Da? Deci, important ca la activități independente, pe lângă secțiunea cu impozitul, să bifăm și CSS. Bun. Aici, în exemplu pe care vi l-am dat mai înainte, la 10.000 de lei, venit net în 2024, estimat, da? Avem 1.000 de lei acum, dar dacă nu mă încadrez la excepțiile respective, la anul când regularizez impozitul, o să mai vin cu bani de acasă încă 980 de lei, da? Și datorez 1.980 de lei în final, de 6 salarii minime. Așa, ca o concluzie, trag în linie, în final, orice persoană care desfășoară activități independente, PFA, PFI, profesie liberală, întreprindere individuală, întreprindere familială, va plăti CSS cel puțin la 6 salarii minime, într-o formă sau alta. Deci, ori din venituri activități, ori din salarii, ori din dividende, ori din bolzeți, deci nu scapă fără un 6 salarii minime. Da? Alin, cel mai fericit caz, 1.980 de lei cu salariu minim de 3.300 de lei și se pare că acesta o să rămână salariul de luat în calcul pentru anul 2024. Deși se preconizează ca salariul minim să se modifice din iulie la 3.700 de lei, codul fiscal prevede că salariul minim se ia în vigoare cel de la 25 mai 2024. Ok. Aici un exemplu extrem. O persoană fizică autorizată are venituri peste 60 de salarii, deci peste 998.000 de lei. Are și din dividende sau din chirii sau din bursă cripto peste 24 de salarii minime, 79.200, el o să ajungă să plătească CSS la 84 de salarii minime, deci la veniturile astea de 277.200 o să plătească maxim 27.720. Deci ăsta e maximul care poate plăti o persoană cu venituri pe anul 2024. La 60 de salarii din PFA 19.800 și la 24 de salarii din celelalte venituri cumulate la plafon, 7.920, împreună 27.720 de lei. Dacă mai punem și CSU la 24 de salarii, da? Încă 19.800 de lei, vedem că deja PFA-ul nu e așa o formă de avantajoasă din punct de vedere fiscal pentru anul 2024. Și trebuie să căutăm alte forme. Micro sau impozit pe profit, dar și aici vedem că la micro încet, încet se strânge lațul și aici, prin tot felul de constrângeri și încet, încet, cred că o să rămânem doar cu impozit pe profit de 16%. Bun. Și acum luăm exemplul ăsta extrem, da? Cu o persoană fizică autorizată la modelul 1, care are peste 60 de salarii și peste 24 de salarii la chirii și așa mai departe. Ce bifează el? Secțiunea I1.1 la capitolul, mă rog, asta are în anul 2023, avem și pentru anul 2023, tot așa, plafon maxim la CSS, plafon maxim la CAS. Da? Bifăm secțiunea I1.1 pentru anul 2023, bifăm secțiunea I3.1 și I3.2 CAS și CSS, care peste plafon în anul 2023. Și secțiunea I4 pentru regularizarea impozitului pentru anul 2023. La anul 2024, capitolul 2, bifăm pentru activități independente, 2.1.1, și CAS și CSS de la 2.2.1 și 2.2.2. Da? Bun, și acum să vedem cum completăm. Pentru anul 2023, activități independente individual, da? Codul CAEN, adresa, număr, document, data. Completăm venitul brut, 250.000, cheltuieli deductibile 50.000, venit net 200.000. Asta nu e final, din asta pot să scad încă CAS-ul. Da? Observăm că aici sunt peste 24 de salarii, clar. Deci o să avem un CAS de 18.000 de lei aici la 2023, pe care o să-l pot să scad din cei 200.000. Deci așa cum am zis, CAS-ul bifăm la căsuța a doua, am realizat venitul cel puțin cu 24 de salarii, trecem 200.000 de lei, venitul net, baza anuală de calcul 72.000, 24 de salarii, 18.000 de lei maxim. La CSS, să zicem că am numai activitățile independente, aici în 2023 încă se adună cu toate. În 2024 ați văzut că urmează căi separate, activități independente pe un canal, celelalte
canal pentru CSS. Și atunci, bifăm a treia căsuță, am realizat peste 24 de salarii minime, baza anuală de calcul 72.000 la 24, de 7.200, 18.000 CAS, 7.200 CASS, maxim pe 2023. Impozitul mai pot să scad CAS-ul, 18.000 și rămân cu 182.000 impozabil, ori 10%, 18.200 de lei. Deci, astea sunt sumele finale pentru anul 2023. Aici menționez că la anul 2024, dacă am acest CASS la venit net, legiuitorul mă lasă să scad ca aici CAS-ul, o să scad și CASS-ul, plătit ca și deducere din venit și atunci practic plătesc impozit mai puțin, da? Măcar atât. Și atunci la recapitulație sunt sumele finale, impozit, CAS, CASS. Asta pentru anul 2023. Trecem la anul 2024. Activități independente în sistem real individual. Da? Check sumele, 250.000 estimat, 50.000 cheltuieli estimate, 200.000 de lei. Da? Deci am pus un venit să fie peste 198.000 de lei, peste 60 de salarii, ca să vedem care sunt taxele. Deci 20.000 impozitul estimat, da? Deci astea toate sunt estimate, nu sunt finale, în ceea ce privește impozitul. Am și chirii, așa cum am zis, să zicem, peste 24 de salarii, bifez și secțiunea adaugă venit și atunci completez cedarea folosinței bunurilor chirii în lei, să zicem, chirie finală. Cote forfetare de cheltuiel, da? Mi se acordă cei 20%. Am 100.000 de lei, automat programul calculează 20.000 de lei. Deci 80.000 venit net, am ales să fie peste 79.200, peste 24 de salarii, da? Așa, și atunci la CAS, la 200.000 de lei sunt peste 24 de salarii, deci am 19.800 maxim, deci aici atâta pot plăti maxim CAS. La activități independente. Nu la fel stau lucrurile la CASS, unde baza anuală de calcul e 198.000 de lei. V-ați văzut că am realizat 200.000, de aici nu mă lasă programul să trec mai mult de 198.000 de lei. Deci, indiferent cât aș avea, dacă aș avea 2 milioane, nu pot să trec mai mult de 198.000 de lei acolo, maxim. Deci 19.800 de lei CASS-ul maxim. Și la celelalte categorii de venituri, mă încadrez la plafonul de 24 de salarii, de 7.920. Deci asta e maximul ce poate plăti în final. 28.000 de lei, ăsta nu e impozitul final, pentru că se regularizează anul viitor în funcție de ce venituri, da? De acolo să am 1.000.000 de lei, acolo o să fie mult mai mult, da? Dar aici CAS o să fie la fel, deci 19.800 maxim, deci eu pot să și fiu sigur că ăsta e maxim. Și CASS-ul, maxim, așa cum am văzut la exemplu, 27.720, ăsta e maximul ce se poate. Da? Deci, give you the best shot. Deci, 27.720, mai mult de atât, nu mai. Bun. La modelul 2 am ales o chirie în valută care trebuie să regularizeze cursul valutar. A declarat anul trecut la cursul de la data anterioară depunerii declarației. Acum trebuie pe baza cursului mediu BNR, care este pentru anul 2023, 4,9465. Da? El regularizează cursul valutar, a revenit peste plafon, la CSS, și în 2024 continuă cu chiria respectivă, cum venit tot așa peste plafon. Și să vedem cum completăm. La secțiunea I1.1 avem bifă și bifăm I3.2 pentru anul 2023 CSS-ul, da? Pentru că avem aici veniturile peste plafon, presupunând că anul trecut n-am bifat CSS-ul. Dacă l-am bifat și nu s-a modificat cota, așa cum am zis, nu mai bifăm anul acesta. La anul 2024, la fel, da? Secțiunea 2.1.1 pentru chirie și 2.2.2 pentru CSS. Și să vedem, la anul 2023, cedarea folosinței bunurilor la punctul 3, da? Observăm că nu avem nici sistem real, nici cote forfetare de cheltuieli, pentru că suntem în anul 2023, când deja venitul brut era venitul net, deci practic nu era nicio deducere, nimic. Doar trebuie să punem cursul valutar, cursul mediu BNR, da? Înmulțim cu chiria anuală și ne dă venitul brut, la care se aplică 10% impozitul. Asta e impozitul final.
Ceea ce privește CASS-ul, de exemplu, la valoarea asta de 59.000 de lei 358, mă încadrez la fondul acela de la 36.000 la 72.000 de lei. Deci sunt la tranșa între 12 și 24 de salarii. Bifez căsuța 2. Dacă nu am și alte venituri, da, la rândurile respective, bifez doar la venit din cederea folosinței bunurilor și mă încadrez la tranșa de 36.000 de lei și CASS-ul este 3.600 de lei datorat. Asta pentru anul 2023. Aici sunt recapitulația finală, am impozitul și CASS-ul. Pentru anul 2024, la fel, cederea folosinței bunurilor, bifez chirie în valută, da? Deci neapărat, că pentru noi avem chiria în valută. Cote forfetare de cheltuieli de data aceasta, da? Mi se acordă 20%, așa cum am zis, din anul 2024, pot să scad 20% din valoarea chiriei. Deci, așa cum am zis, aici a venit un brut 59.760, să zicem, am luat 1.000 de lei pe 1.000 de euro pe lună. Așa, cheltuieli deductibile 11.952. Asta o calculează programul automat, 20%. Rămâne venitul net 47.808, 10%, 4.781 de lei. Observăm că la 47.808 sunt în tranșa tot așa, între 12 și 24 de salarii minime. Și atunci am la 12 salarii CASS-ul la 39.600, 10%, 3.960 de lei. Deci acesta este CASS-ul. Impozit 4.781, acesta nu este impozit final, se regularizează anul viitor cu cursul mediu BNR din 2024. Da? Dar CASS-ul este 3.960. Ăsta cam rămâne atâta, pentru că nu poate să fie o diferență de curs de la 39.600 la 72.000 de lei să intru în tranșa cealaltă de CASS. Da? Deci aici ar putea fi CASS-ul final ăsta. La model 3 avem un venituri din investiții, deci că vindem niște părți sociale în anul 2023 și mai avem și venituri din bursă, dividende, dobânzi din România. Da? Cu mențiunea că acestea nu se impozitează pentru că ele sunt impozabile la sursă și bursa, așa cum am zis, dacă sunt din România, și dividendele și dobânzile, toate se rețin la sursă. De ce le-am scris aici? Pentru că contează, pe virgulă, contează pentru plafonul de CASS, să mă aflu unde, să văd unde mă situez cu veniturile pe anul 2023. Atunci bifez secțiunea I1.1 și CASS-ul, da? I3.2. Și să vedem. Completăm la punctul 9 transferul titlurilor de valoare, asta pentru impozitarea părților sociale. Da? Să zicem că a fost de 50.000 de lei, am 40.000 venitul net, 4.000 de lei impozitul final. Pentru partea de CASS am pe lângă cei 40.000 de lei, da? Aici vedeți că am pus 70.000, pentru că din venituri din investiții, să zicem că are dividende 30.000 de lei, să zicem. Da? Atunci ele se adaugă aici la acest rând, peste cele din părți sociale, deci am 70.000 de lei pentru CSS. Evident, sunt în tranșa de la 36.000 la 72.000 de lei, deci datorez la plafonul de 36.000 de lei, 3.600 CSS-ul. Bifez căsuța 2, între 12 și 24 de salarii. Și asta este tot pentru anul 2023 la acest exemplu. Care capitulație? Aici avem impozitul, la CASE evident nu avem nimic și CASE-ul. Da? Că CASE-ul se plătește doar la activități independente, așa cum am zis, și în dreptul de autor. Da? Nu intră la aceste venituri din investiții. La modelul 3, 4, pardon, avem venituri din investiții din bursa din străinătate. Da? Am, zicem că am venituri peste plafon pentru CASS. De fiind venituri din străinătate, mă duc la secțiunea I2.1, da? Și bifez aici. Și, evident, căsuța CASS la I3.2. Da? Și să vedem, de exemplu, din Franța. Să zicem că avem niște câștiguri la bursă din Franța, bifăm 7, transferul titlurilor de valoare, mi s-a reținut acolo pe fișa de portofoliu pe care o primesc de la broker o sumă, da? Un impozit, bifez metoda creditului fiscal, avem convenție de evitare a dublei impuneri cu Franța și câștigul este 80.000 de lei, 8.000 de lei impozitul datorat în România, 10%, mi s-a reținut, să zicem, 7.000 de lei, diferența de 1.000 de lei o mai plătesc în România. Da? Deci asta e suma de plată. Pentru CASS, la fel,
Văd unde mă încadrez. Cu 80.000 de lei deja mă încadrez peste 24 de salarii, peste 72.000 de lei. Și atunci bifez pe căsuța 3 și baza anuală de calcul e 72.000 și CASS-ul datorat e 7.200. Da, deci aici am CASS mai mare. Ca recapitulație finală, am impozitul 0 la CASS și CASS-ul respectiv, da, pe pagina respectivă. La venitul la modelul 5, avem o persoană fizică care are activități independente în sistem real, dar pe lângă asta mai are și dividende din străinătate. Da? Anul trecut a estimat sub plafon. În cazul acesta, bifăm secțiunea I1.1 pentru activități independente, aici, da? Bifăm și secțiunea de venituri din străinătate la I2.1 și CAS și CASS pentru că o să aibă, așa am luat exemplu, o să aibă veniturile peste plafon. Și secțiunea I4, regularizarea impozitului pe 2023, că avem PFA. Da? Și vedem, pentru PFA completăm activități independente, sistem real, individual, codul CAEN, adresă, număr, document, dată, veniturile brut 100.000, cheltuieli deductibile 20.000, venit net 80.000. Nu-i final, pentru că o să mai poată să scadă din el CAS-ul sau casa de marcat, dacă e cazul, la secțiunea I4. Avem partea de venituri din străinătate, din Franța, de data aceasta să zicem că are niște dividende din Franța, tot metoda creditului fiscal, i s-a reținut ceva impozit în Franța, are 50.000 din dividende, 4.000 e cota, e impozitul reținut cât ar fi plătit în România, 8%, da? 4.000. I s-a reținut în Franța 3.000 de lei și mai deodată datorează 1.000 de lei. Bun. În ceea ce privește CAS-ul, da? Pentru care activități independente, are venit de 80.000 de lei, se află la peste 24 de salarii, da? Deci bifăm căsuța. Am realizat venituri cel puțin egale cu 24 de salarii minime, deci 72.000, 18.000 de lei CAS. La CASS trebuie să le cumulăm. Avem 80.000 la activități independente și 50.000 din câștig din investiții. În total 130.000 de lei. Cu CASS-ul depășește și aici 24 de salarii, deci 72.000 de lei, 7.200 impozitul la CASS, contribuția la CASS. În secțiunea I4 regularizează impozitul, deci 80.000 își cade CASS-ul de 18.000 și mai rămân 62.000 impozabil, 6.200 de lei impozitul. Da? Deci asta. Și atunci final are impozitul respectiv, are CASS-ul de 18.000 și are și CASS-ul de 7.200, da, cât era stabilit anterior. La modelul 6 avem o chirie în lei cu chiriași persoane fizice, așa cum am zis, dacă sunt firme, chiriași sau PFA-uri sau alte entități care își conduc contabilitatea, nu declară nimic. Deci dacă chiria în lei și persoană fizică, aici impozitul este final. Și atunci bifăm la capitolul 2 pentru anul 2024, secțiunea 2.1.1 și CASS-ul, da? Că am zis că are venit peste plafon. Și bifăm cedarea folosinței bunurilor, chirie în lei, deci dacă am bifat chiria în lei, este impozit final ăsta. Cote forfetare de cheltuieli, pentru că din 2024, așa cum am zis, avem 20% deducere, ca și cotă forfetară de cheltuieli. Avem 50.000, programul calculează 20%, 10.000, deci 40.000. 40.000, impozit final, 4.000 de lei. Observăm că 40.000 de lei este venitul net, care este luat în calcul la calculul plafonului. Mă aflu peste plafonul de 39.600, cât ar fi 12 salarii, și atunci la CASS completez la rubrica A2, 3.960 de lei, da? Și venitul 40.000. N-am treabă cu partea de sus, că acolo activitățile independente, da? Așa cum am zis. În final, 4.000 de lei impozit final, fiind chirie în lei, 3.960 CASS final. Da? Asta în cazul în care în anul 2024 nu o să mai am alte venituri, că poate câștig la bursă, cine știe ce venituri o să am și atunci aici o să am la 24 de salarii CASS-ul ăsta, da? Și o să fie la 7.200 de lei acolo, 7.000 dublu, da? Bun. Modelul 7. O persoană fizică autorizată are normă de venit,
Începe activitatea în luna mai 2024, deci mai are 9 luni de activitate în anul 2024. Are venituri peste plafon, deci va datora și CAS și CASS. CASS oricum datorează, că acolo nu mai contează plafonul, el datorează CASS la normă. Da? Deci aici. Și atunci bifăm secțiunea 212, care are normă de venit, 221 CAS și 222 CASS. Modul de desfășurare individual, codul CAIN respectiv, adresa, număr document, data, norma de venit, 60.000, asta e norma anuală. Dacă nu are coeficienți de corecție, trecem aceea sumă acolo, 60.000. Dacă are activitatea începută în timpul anului, deci 9 luni de zile, da? Deci aici am văzut 60.000 împărțit la 12 ori 9, 45.000 de lei. Da? Deci 45.000, impozitul este 4.500 de lei. La 45.000 de lei va calcula și CASS-ul această persoană. Deci la 4, odată are CASS-ul, da? La 45.000 suntem la plafonul de 12 salarii, deci la 39.600, 9.900 de lei, acolo e plafonat. Dar în schimb la CASS, în partea de sus aici, unde sunt activitățile independente, e norma, 45.000, norma rămasă până la sfârșitul anului. 4.500 de lei CASS-ul. Deci asta e CASS-ul final, pentru că norma lui atâta rămâne. Da? Deci asta e final. Și în final are impozitul 4.500, CAS-ul 9.900 și CASS-ul 4.500 de lei. Toate sumele astea sunt scadente în 25 mai 2025, deci la anul. Nu acum, deci acum doar le declar. Bun, am ajuns la modelul 8, cei care au venituri din cripto în 2023 și au venituri peste plafon. Așa cum am zis, ele sunt venituri din alte surse conform codului fiscal. Dacă au peste plafon, datorează CASS, da? Fără CAS, da? Deci CAS-ul reține activități independente drepturi de autor. Ok. Deci bifăm secțiunea I11, da? La anul 2023 și CASS-ul de la I32, da? Și am zis că bifăm la 10, alte surse definite conform articolul 114 din codul fiscal. După care trebuie să bifăm secțiunea 10.3, deci el se încadrează aici la litera M de la articolul 114. Trec câștigul, 60.000 din bursă, din cripto, pardon, și impozitul final 6.000 de lei. Da? Și aici, repet, dacă am câștig sub 200 de lei pe an, neimpozabil, dar nu mai mult de 600 de lei. Câștig înseamnă diferența dintre preț de vânzare și preț de achiziție și alte comisioane și ce am mai plătit pentru achiziția acestor criptomonede. Avem CASS, da, la 60.000 de lei, dacă nu am și alte venituri, să trec pe la celelalte căsuțe, de la așa, sunt la venitul de 60.000 de lei, deci sunt în tranșa de la 12 la 24 de salarii minime, deci de la 36.000 la 72.000 de lei. Deci la 36.000 de lei, 3.600 de lei cota de CASS, contribuția la CASS. În final, impozitul datorat pe anul 2023, CASS 0 și CASS-ul 3.600 de lei. La modelul 9, am ales un caz mai particular, un avocat care e asociat într-o societate profesională de avocați. Aceștia au obligația completării unei alte declarații pe asociația respectivă, pe societatea respectivă, în care stabilește venitul net. Deci acolo el își trece veniturile, cheltuielile și se stabilește un venit net în funcție de, și ăla se repartizează în funcție de cota de participare la avocați. Dacă sunt doi avocați în societate, 50-50, fiecare ia câte 50% din venitul net și se trece pe această declarație unică care se depune pe CNP. Acea declarație se depune pe cuiu societății respective, declarația 204. Și acest avocat, să zicem că în 2023 are venituri peste plafon, CASS. De ce am scris CASS? Pentru că el CAS nu plătește, pentru că ei contribuie la sistemul lor propriu de asigurări sociale, da? Deci au casa de asigurări a avocaților. În 2024, zicem că are un venit, dar are totuși sub plafonul de 60 de salarii minime, da? Care am văzut că la ei maxim. Și atunci, pentru anul 2023, bifăm I11,
bifăm CASS-ul, da? Deci CASS-ul nu bifăm, da? Ei nu datorează. Și secțiunea I4, la regularizarea impozitului. Asta e pentru anul 2023. Pentru anul 2024, venituri din activități independente, I211 și CASS-ul, la fel. Da? CASS-ul nu are treabă cu el. Și atunci are activități independente la 2023, sistem real, nu mai bifăm modul de organizare individual, ci asociere fără personalitate juridică, da, acea societate. Avem codul CAEN, activități juridice, adresa, număr, document, data. Și aici vedeți că nu completăm la venit brut, nici la cheltuieli deductibile, ci doar la rândul 3, câștig, venitul net anual. Acel venit care se preia din acea declarație de care vă ziceam că se depune pe societate. Asta e cota lui, venitul lui proporțional cu cota de participare din societate. Zicem că 100.000 de lei are el, 100.000 are celălalt avocat. Și celălalt trebuie să-și depună declarația unică pe CNP-ul lui. Da? 100.000 de lei este venitul net. Impozitul nu este calculat aici final. Are CSS, da? Cu 100.000 de lei, dacă nu are și alte venituri din chirii, bursă și mai departe, rămâne cu 100.000. Ne aflăm pe tranșa de 24 de salarii. Va datora CSS la 24 de salarii 72.000 de lei. Deci 7.200 de lei contribuția de sănătate. Aici la I4, unde la activități independente putem scădea CASE-ul, da? Aici nu avem CASE, deci 0, deci practic impozitul e final 10.000 de lei, 10% din venitul net. Recapitulația finală pentru anul 2023 are impozitul CASE 0, da? El contribuie la casa lui de asigurare a avocaților și are CASE-ul. Pentru anul 2024, activități independente, în sistem real, tot așa, asociere fără personalitate juridică, da? Este în societate. Estimează, tot așa, și se depune o declarație estimativă pe societatea respectivă, prin care se estimează un venit. Acesta se preia aici în declarația asta. Zicem 90.000 de lei, impozitul estimat 10%, 9.000 de lei. Ce se întâmplă? La CASS are 90.000, 9.000 de lei. Ăsta nu e CASS-ul final. La anul, când se regularizează, dacă 90.000 ăștia o să fie 1 milion, atunci o să aibă maximul cât am zis, 19.800 de lei CASS-ul. Da? Deci ăla e plafonul maxim. Deocamdată, la estimare, are 9.000 de lei. Din momentul în care s-a depus această declarație unică, acum el intră în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru că pensie deja are, fiind contributor la casa lui de asigurări de pensie. Și impozitul estimat 9.000 de lei, CSS-ul estimat 9.000 de lei. Deci, practic, cât e impozitul, atât e și CSS-ul. 10% impozitul, 10% CSS-ul. Da? Cu mențiunea că impozitul nu este final, nici CSS-ul nu e final. Da? În funcție de anul viitor ce va realiza efectiv. La modelul 10 avem închiriere în scop turistic a camerelor din locuințe între 1 și 5 camere. Așa cum am zis, acestea se declară la capitolul 1 pentru anul 2023. Dacă am și venituri din aceste închirieri în scop turistic pe anul 2024, nu le declarăm acum, ci doar la anul în următoarea declarație unică, tot la capitolul 1 pentru anul 2024. Deci aici bifăm secțiunea I1.3. Impozitul pentru închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuință proprietate personală pe baza normelor de venit. Da? Normele sunt acelea stabilite de către ANAF prin tabelul acela, pe camere, în funcție de locație, dacă e în delta, dacă e balneară, dacă e pe litoral. Da? Dacă e o cameră, o locuință banală într-o localitate care nu e nicio din categoriile alea, e 11.000 de lei pe cameră. Așa, și ce datorăm? CASS-ul. Da? Deci la I3.2, doar CASS. Fără CAS, da. Dacă avem 4 camere, să zicem, am venit 44.000 de lei, 4.400 de lei impozitul final pe anul 2023. La 44.000 de lei, mă încadrez aici la venitul din cedarea poziției bunurilor, la tranșa de la 36.000 la 72.000 de lei. Da? Și practic datorez CASS la 36.000 de lei, 3.610%. Deci bifez căsuța 2. Asta în cazul închirierii în scop turistic. Și în final aveam impozitul final acolo, impozitul final fără CAS și CASS-ul datorat.
la modelul 11, se întâmplă, avem o persoană fizică, nu are venituri, dar optează pentru contribuția la sănătate. Vrea să fie asigurat, da? Dar nu are niciun venit. Ce trebuie să facă? Să depună declarația unică pe CNP, bifează căsuța 222, doar CSS, atât, și la venit estimat pune 0 și la secțiunea C mare, sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CSS, completează 1980 de lei, deci la 6 salarii minime. Deci se asigură la 6 salarii minime și are asigurare de sănătate un an de zile. Da? Deci, cu mențiunea că nu trebuie să plătească acum banii ăștia, ci doar la anul 25 mai 2025. Da? Deci acum, dacă el bifează asta, intră automat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Deci, în final, va avea de plată zero la impozit, ca să nu se pune problema, ci sănătatea, 1980 de lei, cu mențiunea că la scadent în 25 mai 2025, deci nu acum. La modelul 12 avem o persoană cu venituri din activități agricole pe anul 2024 la normă de venit. Cei din activități agricole se încadrează în categoria aia la care se calculează CSS-ul la 6, 12, 24 de salarii. Deci nu intră la venitul net ca la activități independente și cele cu activitate sportivă. Da? Deci acolo intră, doar comparăm cu plafonul. Dar veniturile din activități agricole se determină în baza unor norme de venit publicate pe site-ul ANAF, care sunt în funcție de ce activitate agricole desfășurăm. Da? Dacă am creșterea animalelor sau cultura plantelor sau așa mai departe. De asemenea, trebuie să ținem cont la aceste norme de venit că avem și o parte neimpozabilă. O să vedem imediat. Deci bifăm la 2.1.3 activități agricole pe baza normei de venit și 2.2.2 asigurări sociale de sănătate că o să vedem că o să fie veniturile peste plafonul de CSS. Modul individual, da? Se alege județul, da? Și avem aici produse vegetale și animale. La produse vegetale alegem că e o listă mai lungă, putem alege, da, de aici. Am ales vie pe rod, să zicem că are 20 de hectare suprafață. În codul fiscal, pentru un hectar are scutit de impozit, deci e valoare neimpozabilă. Se trece acolo și rămâne suprafața impozabilă 19 hectare. În tabelul acela de la ANAF cu normele de venit agricol, se menționează norma de venit în lei pe hectar, să zicem, sau pe ce or fi. Deci aici, în cazul ăsta, e 798 de lei pe hectar. Punem norma respectivă, ori 19, programul calculează automat venitul respectiv, 15.162. Mai avem, să zicem, și albine, 2.000 de familii. Pentru 75 de familii, codul fiscal zice că e neimpozabil. Atunci, diferența este impozabilă, 1.925 de albine. Norma este 3,5 lei pe familie de albine, ori 1.925 face 6.738. Aici, jos, la 2.1.3C, se calculează venitul total din cele două activități, 21.900. Deci observăm că sunt peste 19.800, deci sunt peste 6 salarii minime. Da? Deci, practic, datoresc CSS la 6 salarii. Dacă eram sub acest plafon de 19.600, nu datoram CSS și nu bifam acolo căsuța de CSS, dar nici nu beneficiam de asigurare de sănătate dacă nu aveam și alte venituri pentru 2024. Atunci, la secțiunea respectivă, trecem 21.900, venitul respectiv, și ne încadrăm cu 6 salarii minime, 1.980 de lei. Deci aceasta este de plată până la 25 mai 2025. Da? Deci, în final, va avea de plată impozitul 2190, 10% din venitul net și 1980 de lei CSS. Astea sunt finale, pentru că sunt la normă de venit. Da? Deci, astea sunt impozite finale și contribuție finală la CSS, scadente la 25 mai 2025. E, acum avem niște cazuri particulare la activități independente, în funcție de ce a estimat anul trecut și ce a realizat anul acesta. Da? Să vedem. Deci dacă anul trecut a estimat sub 6 salarii, deci a estimat sub 18.000 de lei, deci practic nu a bifat CSS-ul, da?
și acum realizează peste 12 salarii. Dacă realizează peste 12 salarii, automat el intră și la CAS, da? Care peste 12 salarii. Deci el va bifa pe lângă activitate independentă și căsuța I3-1, CAS și CASS. Da? Și zicem că venitul este 100.000, 50.000 este venitul net, mă încadrez peste 12 salarii, da? Deci peste 36.000 de lei. CAS-ul este la 12, între 12 și 24, da? Deci am 36.000 de lei, 9.000 de lei CAS. Și la CASS mă încadrez tot la ce plafonul de 12 salarii, am realizat între 12 salarii și 24, deci 36.000, 3.600. Deci aceste sume sunt datorate acum la 25 mai 2000, 27 mai 2024, 25 mai nelucrătoare. Bun. El are dreptul la secțiunea I4 să-și regularizeze impozitul, deci din 50.000 poate să scadă și CAS-ul de 9.000, rămân 41.000 și plătește impozitul doar la 4.100 de lei. Asta e impozitul final pe anul 2023. La exemplu 2. O persoană fizică autorizată, în activități independente, a estimat sub 6 salarii anul trecut, da? Deci nu a bifat CASS-ul, nici CASS-ul, evident, și acum realizează între 6 și 12 salarii. Da? Ce se întâmplă? E sub 12 salarii, deci practic nu datorează CAS, da? Ce datorează? Doar CASS, între 6 și 12. Deci datorează la 6 salarii, deci e la plafonul cel mai mic din tranșa respectivă. Și atunci bifează secțiunea I1-1 pentru activități independente și doar CASS-ul. Da? Și acum vedem la venitul 20.000 de lei, da? Mă încadrez între 18.000 și 36, da? Sunt acolo, în tranșa asta. Am CASS, 20.000, la 18.000 de lei, 8.800 de lei. Deci acolo este CASS-ul pe care îl datorez. La regularizare nu scad nimica pentru că nu am CAS, da? Că nu am peste 12 salarii, deci rămân cu 20.000 impozabil, 10%, 2.000 de lei impozitul final. Alt caz, a estimat 18.000 de lei, 6 salarii, da? Deci a estimat, deja o bifat CASS anul trecut și realizează între 6 și 12 salarii, deci practic la el nu se modifică nimic. El CASS-ul tot la 6 salarii îl datorează, dar deja l-a bifat anul trecut în declarația anterioară. Are sub 12 salarii, deci nu datorează CAS. Deci, practic, nu trebuie să bifeze nimic nici la I3-1, nici la I3-2. Deci, doar pentru impozit. La I1-1, doar atâta. Își regularizează impozitul anual. Și dacă are 20.000 de lei venitul, dacă sunt în tranșa între 18 și 36.000, n-are nimic la ceea ce să scadă, evident, are doar impozitul de 2.000 de lei. Deci asta, practic, bine, 2.000 de lei plus 1.800 de lei de anul trecut, CASS-ul, pe care l-a bifat și acum e scadent și el, în 27 mai 2024. Da? Un exemplu 4. Estimează 6 salarii, 18.000 de lei, dar realizează între 12 și 24. Da? Ce observăm aici? Că îi se modifică la CASS, pentru că inițial a bifat la 6 salarii, dar acum realizează pe cealaltă tranșă, între 12 și 24. Are peste 12 salarii, deci practic are și CAS. De-aia trebuie să bifăm acum și I3-1 și I3-2 la activitățile astea independente. Deci la 70.000 de lei, venit între 36.000 și 72.000 de lei. Da? Practic ce? Datorăm CAS între 12 și 24, deci la plafonul de 36.000 de lei. N-am ajuns la 72.000 încă. Da? Deci sunt aici la tranșa asta de 9.000 de lei. Ce face 2.000 de lei? Că dacă mai aveam 2.000 de lei în plus, 2.001, aici aveam 18.000 de lei la CAS, dublu. Așa? La CASS, cu 70.000 de lei, mă încadrez în tranșa între 12 și 24 de salarii și am la 36.000 de lei, 3.600 de lei. Deci datorez 3.600 CASS final. În fin, la regularizarea impozitului pot să scad CAS-ul, 9.000 de lei și am 61.000 de lei impozabil, deci 6.100 de lei impozitul final la această persoană. În exemplu 5, a estimat 6 salarii și realizează peste 24 de salarii. Ce vedem aici? Se modifică atât CASS-ul
cât și ce, evident, și are CASE-ul peste 24 de salarii deja. Și trebuie să bifeze ambele categorii, și I3-1 și I3-2, CASE și CASS, da? Și la, să zicem, 90.000 de lei, mă aflu peste 72.000 de salarii, da? Și atunci la CASE mă duc pe căsuța 2, cu venituri peste 24 de salarii, deci la plafonul de 72.000 de lei am 18.000 CASE-ul. Și la CASS am 90.000, deci tot așa am peste 24 de salarii, deci mă duc pe tranșa de la 72.000 de lei, 7.200 CASS. În final, pot să-mi scad cei 18.000 de lei CASE-ul, da? Chiar dacă nu-i plătit, da? Pentru că scadența e în 27 mai numai, acum. Da? Eu pot să-mi-l scad deja pe declarație și am 72.000 de lei impozabil, 7.200 impozitul. În final, o să fie impozitul CASE-ul și CASS-ul respectiv. La exemplu 6, estimăm 18.000 de lei anul trecut, da? Deci am bifat CASS, e cazul acela particular, am bifat peste 6 salarii, dar realizez sub 6 salarii acum. Și n-am fost salariat în 2023. Ce se întâmplă? Prin faptul că am beneficiat de asigurare de sănătate de anul trecut până anul acesta, eu datorez la 6 salarii minime CASS-ul și atunci trebuie să bifez automat I3-2 CASS-ul respectiv. Da? Și vedem aici, de exemplu, aveam venituri de 10.000 de lei, da? Deci se vede că e sub 18.000 de lei. Bifez prima căsuță, am realizat venituri între 6 și 12 salarii minime și mă duc, trec 10.000 de lei aici la venitul din activități independente și la baza anuală de calcul pun 18.000 de lei, 1.800, deci cele 6 salarii minime la care datorez contribuția de asigurare de sănătate. Dacă eram salariat, nu datoram. Atunci, la regularizare, am 10.000 de lei venit, un CASE nu, evident că nu este și rămâne impozitul 10% 1.000 de lei. Deci datorez 1.000 de lei impozit plus CASE 1.800 de lei. Acum, pentru anul 2024, o persoană care estimează sub 6 salarii, deci estimează sub 19.800 de lei. Așa cum am zis, dacă estimăm sub 6 salarii, totuși datorăm CASS la venitul realizat, da? Exemplu acela cu 10.000 de lei, da? Deci automat bifăm la activități independente și CASS, da? Că CASS nu-i cazul, că nu suntem peste 12 salarii, deci la CASS doar dacă depășim 12 salarii. Și atunci, la 10.000 de lei, să zicem, venitul net, avem 1.000 de lei impozitul, dar acesta este și CASS-ul datorat estimat. Acesta trebuie văzut. Dacă anul viitor se păstrează acest venit de 10.000 de lei și dacă nu am fost salariat sau n-am avut și alte categorii, n-am avut alte venituri, chirii, dividende, cripto și așa mai departe, atunci eu trebuie să mai pun încă 980 de lei până la plafonul de 6 salarii. Da? Dacă venitul ăsta se modifică, de 10.000 de lei devine 150.000 de lei, Doamne ajută, CASS-ul va fi 15.000 de lei. Deci, practic, CASS-ul va fi la venitul net realizat. Da? Deci, ăsta e doar estimat. Dar important e să bifăm CASS-ul acum, așa cum am zis, ca să beneficiem de asigurare de sănătate. Da? Deci, chiar dacă e venitul zero, chiar dacă estimăm pierdere pentru anul 2024. La exemplu 8, estimăm venit între 6 și 12 salarii. Ce înseamnă asta? Automat bifăm căsuța 222, da? Nu bifăm și CASE-ul pentru că suntem încă sub 12 salarii, deci practic încă nu datorăm CASE-ul. La 30.000 de lei, da? Suntem aici în tranșa asta de la 19.800 la 39.600. Avem impozitul 3.000 de lei, impozit estimat, că ăsta se regularizează anul viitor. Dar CASE-ul la 30.000, 3.000 de lei. Ăsta poate să rămână 3.000 de lei sau poate să fie mai mare la anul când o să fie regularizarea, da? Dar poate să fie mai mic, da? Poate să fie mai mic, poate să fie 20.000 și atunci datorez mai 2.000 de lei, da? Dar nu mai mic de 1.980 de lei, de 6 salarii. Deci acolo e minimul pe care trebuie să-l plătesc dacă nu sunt în categoriile alea exceptate, evident. Aici estimăm un venit între 12 salarii și 24. Ce înseamnă asta? Dacă am estimat peste 12 salarii, automat trebuie să bifezi I221 CASE-ul.
pe lângă CSE, CSS, da? Deci datorez și CSE în acest caz. Și la venitul de 70.000 de lei, da? Sunt în tranșa de la 39.600 la 79.200, da? Evident, am CSE la 12 și 20, între 12 și 24, deci la 12 salarii 39.600, 20%, 9.900 de lei. Datorez CSE-ul, așa, și CSS-ul 7.000. Ăsta nu e final, pentru că se regularizează anul viitor, în funcție de ce venit o să fie. Pe când CSS-ul, dacă îmi păstrez venitul în tranșa asta de 39.600 la 79.200, rămân cu CSS-ul ăla. Dacă sar de 24 de salarii la regularizarea de anul viitor, o să plătesc CSS-ul dublu. Încă o dată, cât am estimat, plus, da? O să plătesc la 24 de salarii, nu la 12. Bun. La exemplu 10, o persoană estimează venit peste 24 de salarii. Ce bifează, evident, și CSE-ul și CSS-ul, că va datora și CSS la venitul realizat și CSE-ul la venitul de la plafonul de 24 de salarii. Deci la venitul de 80.000 de lei, să zicem, sunt peste 79.200. Și avem CSE-ul, da? 79.200 ori 25% 19.800, bifăm căsuța A2, da? Și CSS-ul 80.000, 8.000 de lei, estimat. Că la anul, să vedem, poate fi 2 milioane acolo și atunci ai 119.800. Deci ăla e maxim, da? Deci să nu ne sperie. Chiar dacă e vin mare, Doamne ajută să fie, da? Dacă depășesc 198.000 de lei, acolo rămâne bătut în cuie CSS-ul, da? Deci 19.800 e maxim. Bun. Exemplu 11, tot în sistem real, aici începe activitatea în 1 octombrie 2024. Da? Deci am ales exemplu. Nu se mai recalculează plafonul la CAS. Deci, practic, am început în octombrie. Dacă am depășit plafonul la CAS, plătesc și CAS și CAS. Deci, nu. Înainte erau numai 3 luni de activitate, practic, calculam CAS-ul doar la plafonul de 3 luni, nu la 12 luni. Acum avem 80.000 de lei, să zicem, venitul estimat. Difăm și 2.2.1 și CAS și CSS. Avem și cheltuieli, să zicem, 15.000, deci nu mai rămân 65.000 de venitul net. Da? 65.000, impozitul estimat 6.500. Ce se întâmplă la 65.000 de lei? Vezi, nu mai recalculăm nimic, rămâne 65.000. Deci suntem în tranșa de între 12 și 24 de salarii, 39.600, 9.900 de lei CSE-ul. Automat 65.000 este și 6.500 CSE-ul. Da? Deci asta e estimarea. La anul vedem dacă rămâne așa sau se mai scade. Da? Deci minim 1.980 o să fie sigur. Așa, la exemplu 12, o persoană cu normă de venit începe activitatea în 1 martie 2024, are o normă anuală de 84.000 de lei, să zicem. Da? Deci el practic începe din martie, deci are câte luni? Ianuarie, februarie și începe din martie, deci practic are 10 luni, nu? 10 luni? Da. Ianuarie, februarie, da, din martie, deci are 10 luni de activitate. Bun. Deci el la normă anuală suntem 84.000 de lei. Clar că e peste plafonul aici, da? Deci bifăm și CAS și CSS. 84.000 de lei. Nu are coeficienți de corecție, să zicem, da? Are norma pentru cele 10 luni de zile, da? Împărțit la 12 ori 10, 70.000 de lei, da? 7.000 de lei impozitul este impozit final, fiind normă de venit. Și cu 70.000 de lei merge pe plafoane, să vedem ce comparăm. La 70.000 de lei are CAS, nu recalculăm plafonul nici la normă, 39.600, 9.900 de lei. Sunt în tranșa între 12 și 24 de salarii și CSS-ul se calculează la normă. La norma rămasă, deci la perioada rămasă până la sfârșitul anului, 70.000, 7.000 de lei, CSS-ul, 10%. Asta e final, fiind normă de venit și CAS-ul și CSS-ul este final și impozitul la fel. Cam asta e despre declarația unică care se depune acum în 27 mai. Aici am încercat să cuprind mai multe exemple care să cuprindă o paletă mai largă,
Eu Cred cred că că data aici asta a aveți fost dreptate. mult decât de obicei, pentru că au fost și foarte multe schimbări, adică modificările Da, care da, intră în da, vigoare, mai ales da, alea, da, da. asta de anul ăsta, pentru veniturile de anul ăsta, sunt altfel, Exact, e exact, altceva. exact, 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 da. No, și atunci a trebuit făcute așa ca să, știi, sunt mai multe situații și cazuri particulare și, na, lumea să fie lămurită, știi, cât de cât. Mulțumim mult, domnule Grama, și No. ce să spun acum? Spor la completat și după aia la Cu plată, că... plăcere, da, urmează, urmează declarațiile astea, da, așa e, așa e, așa e. Bun, acum Bun. că s-o lămuri și termenul cu bilanțurile, Da, ele da, mai da. au 29 mai, deci 27 29. mai termenul la declarațiile astea și Și 29 mai 29 bilanțurile acum. pentru micro, da. Da. Da.